Datoriile populației către societățile furnizoare de utilități, cum ar fi apa caldă și cea potabilă, cresc de la lună la lună, de la an la an. Doar către termica, datoria celor racordați la sistemul centralizat depășește de multă vreme 4 milioane de euro. În perioada verii, de la populație s-au încasat 3.135.513, de la primărie 2.967.988, deci pe total 60 miliarde de lei vechi. Iar factura, așa cum am spus, a fost de 12 miliarde de lei vechi. Soldul este sensibil, egal cu cel din începutul verii. Sunt aproximativ 4 milioane de euro de încasat la populație. Sigur că, funcție cum se vor încasa acești bani, vom putea pune bazele asigurării căldurii în iarna 2014-2015. Indiferent cine va fi operatorul care vom face transportul și distribuția, vom ajunge la o concluzie cu cei de la Termonet, sau nu știu, cu Termica, în continuare vom vedea ce va fi. Deci, indiferent cine va fi transportatorul, fără să plătească din partea populației, șansele sunt ca în orice moment să rămânem fără apă caldă dacă existăm azi sau chiar căldură la iarnă. Edilul municipiului consideră că singura modalitate viabilă de a scăpa de această încrengătură a termoficării, a plăților și neplăților, a debranșărilor și a datorilor fără sfârșit, este aceea de a se trece la contracte individuale. Am semnale și mă bucur să spun acest lucru. Vin oameni deja și mă întreabă, domnul primar, vrea să vin la sistemul centralizat. Sunt asemenea situații pentru că sunt persoane care probabil l-au pus centrala acum 10-15 ani, trebuie să schimbi centrala, creșterea prețului la gazul metan, taxa de poluare, ceea ce tot se vorbește și se va întâmpla într-o zi. Eu zic că în măsura în care vom rezolva și vom rezolva, eu gândesc pozitiv, transportul și distribuția, un operator care să vină să facă contract individual cu dumneavoastră, asta este lucru cel mai important din punctul meu de vedere, să ne schimbăm puțin și mentalitatea de a avea o colaborare directă între operatorul de utilități și beneficiarul final. Administratorul special al Societății de Termoficare, Ovidiu Dumitrescu, a precizat că încasările din luna august au fost foarte mici, comparativ cu aceeași lună anului trecut. La rândul ei, termica trebuie să achite către furnizorii de materie primă sume considerabile, iar dacă nu se încasează de la populație, nu există ieșire onorabilă din această situație. Așa, ca informare, în luna august din anul ăsta s-au încasat, deci, la populație 952.000, față de 1.360.000 în august 2013, 1.660.000 în august 2012, 1.300.000 în 2011, în august. Nu știu dacă scăderea asta în casărilor are, eu știu, drept cauză scăderea capacității de plată a consumatorilor sau poate o gândire, știu, eronată în legătură cu soarta termoficării și alu termica. Ce aș vrea să înțelegem că trebuie plătit la termica care trebuie să plătească la bioenergie ca să se poată desfășura în continuare activitatea. Deci suma pe care o are de termica de plătit la bioenergie este, după cum știți, scadent vreo 14 milioane și ceva. Și banii ăștia trebuie să treacă prin termica și să ajungă la bioenergie. Pericolul, așa cum a spus domnul și domnul primar, este foarte, foarte mare de a se bloca activitatea de termoficare. Și evident că vor avea de pierdut abonații, consumatorii, beneficiarii, indiferent că ne vom, eu știu, certa sau vom căuta motivele și responsabilii pentru această situație, aceste datorii trebuie onorate. Vom încerca să reluăm sistemul de echipe de pentru încasări. Unul din inginerii societății ACET a precizat că s-au încercat eșalonări la plata pentru asociațiile cu datorii, însă acestea nu prea respectă acest lucru.